Bună seara! Uh, numele meu este Monica, și pentru a urma pattern-ul familiilor cu doi copii, <gători> și eu sunt mamă a doi copii, uh, a Emei, o fetiță de 10 ani acum, pe care o să aveți plăcerea să o vedeți în foarte multe din slide-urile mele și într-un filmuleț pregătit, și a lui Ștefan, în vârstă de 6 ani și jumătate acum. Ei fiind cei care m-au inspirat să. Urmez o nouă cale profesională, și anume aceea de a urma cursul de formare AMI pe orizontul de vârstă 3 ani. Sunt în prezent educatoare la Grădinița Montera și mă ocup și de managementul uneia dintre cele două sedii. Și pentru că Diana a vorbit de conectare, aș vrea să aducem un pic de conectare și de. Interacțiune în, în seara asta, în această sală, și aș vrea să vă ridicați un moment în picioare și să vă alegeți: vă uitați în stânga, în dreapta, și să vă alegeți un partener în ochii căruia să vă uitați. Eu o să cobor la fica mea și să-i spuneți: Observ că sunt și mame, și tați, și bunici. Să vă uitați și să-i spuneți că Ești un părinte minunat. Ematu, ești o fică minunată. <laughs> Cred că este important să ne oferim acest mesaj cadou, acela de a primi acest feedback pozitiv. Cred că a fi părinte este greu în zilele noastre. Primim foarte mult sprijin, într-adevăr, pe bloguri, de pe site-uri, de la profesioniști. Și cred că, indiferent ce facem în relație cu copiii noștri, facem având în minte cele mai bune intenții întotdeauna și dorind întotdeauna binele copiilor noștri. Chiar dacă uneori o mai greșim, poate. Um, aș vrea să spun că, cu bucurie, văd că sunt și mulți copii din orizontul meu de vârstă în această seară. Uh, aș vrea să spun că uh, mișcarea uh, este cheia învățării în viața oricărui copil mic, începând de la naștere și până. Uh, până la orizontul de vârstă de șase ani, cu preponderență. Maria Montessori a denumit această categorie de vârstă, copii cuprinși între 0 și 6 ani, i-a denumit drept învățători senzoriali. Copiii aflați în acest plan de dezvoltare învață foarte mult folosindu-și simțurile și folosindu-se de mișcare activă în mediul înconjurător. Ei nu învață ascultând o prelegere, așa cum vă vorbesc eu acum, ci pur și simplu au nevoie să interacționeze și să acționeze în, în, în mediu, prin mișcare, să vadă lucrurile, să le simtă, să le atingă, să le audă, să le guste, să le pipăie. În felul ăsta ei cunosc lumea și o cunosc într-un ritm natural și anume ritmul vieții. Din păcate, mișcarea poate să fie stopată printr-o modalitate, deși avem cele mai bune intenții. Din păcate, uneori ne lăsăm copii, așa cum spunea și Diana, pe mâinile unui babysitter, sau mă rog, aș spune mai degrabă pe bateriile unui babysitter, foarte la îndemână, extrem de modern, extrem de performant, științific și mereu disponibil, și anume atunci când îi lăsăm pe mâinile unui ecran. În calitate de mamă, recunosc că ori de câte ori apelam la acest babysitter pentru că, da, nu o să stau în fața noastră acum în seara aceasta și să vă spun că n-am comis-o niciodată. Deci ori de câte ori apelam la acest ecran, era foarte eficient, acest babysitter era foarte eficient. Copiii mei deveneau dintr-o dată foarte tăcuți, liniștiți, cu minți, așa cum le-ar plăcea unora să spună, și um, erau destul de, mă rog, deconectați. Um, sigur, făceam lucrul acesta um, cumva cu discernământ și numai în situații excepționale. Uh, cred că de aia nici n-a fost foarte mulțumit de relația cu mine și probabil că dacă ar fi fost mai mulți părinți așa ar fi fost out of business. Dar uh, mărturisesc că era uh, prima, uh, să zic, primul uh, Uh, prima variantă, prima alternativă, atunci când băiețelul meu avea de făcut aerosoli și era imbatabil. Atunci stătea, reușea să stea 20 de minute nemișcat pe canapea, nimic nu-l deranja, bifam aerosolii la sfârșit și era mulțumită cumva de, de acest output. Cumva puneam în balanță lucrurile și alegeam în mod asumat uh, această alegere. Uh, din, din, păcate, sunt situații în care copii par mă rog, ușor plictisiți. Uh, în momentele acelea pot să spun că nu am ales să uh, apelez la acest babysitter. Uh, erau momentele acelea în care ei se plângeau, se mățâiau, se văicăreau în toate pozițiile, prin toate modalitățile, în toate posturile și ăla era exact momentul în care nu deschideam ecranul și nu porneam televizorul sau nu le dădeam telefonul. Ba uh, mai mult veneam cu mesajul și le spuneam că este ok, este numai Că este o okay, chestie și normal să fii plictisit, este chiar benefic să fii plictisit, plictiseala invită la reflexie și ajută la creativitate și la idei inovatoare. Și de fiecare dată când venea acest balaur cu 11 litere plictiseala, veneam întotdeauna cu aceste mesaje și uh, le spuneam că este o tendință umană și cumva plictiseala, să fii plictisit, face parte din uh, paleta nuanțată a sentimentelor umane. Acum, în calitatea mea de educator, eu interacționez cu foarte mulți părinți și am observat o tendință, o mentalitate, o direcție, ca să spun așa, aceea de a oferi imediat copiilor ceea ce își doresc, a oferi această satisfacție imediată. Se întâmplă atunci când ei dau primele semne de plictiseală, atunci când, nu știu, dau primele semne de plâns. Se întâmplă când mergem cu mașina și nu le permitem să aibă momente în care, mă rog, să nu se uite la ecrane, se întâmplă la restaurante, se întâmplă atunci când stăm la coadă la supermarket, practic, ori de câte ori viața este mai lentă și nu se întâmplă așa nimic alert, nimic cu efecte speciale, că nu au neapărat interacțiunea noastră a adulților, Uh, și chiar dacă avem aceste intenții bune și ne dorim ce este mai bun uh, pentru copiii noștri și nu dorim să-i vedem frustrați și triști și supărați, ceea ce facem noi, de fapt, este să le reconfigurăm cumva uh, modalitatea în care creierul funcționează și să le creăm această așteptare de a pretinde satisfacție imediată. Ori viața nu este neapărat așa. Este foarte la mod acum să permitem copilor să dețină telefoane, tot felul de gadgeturi, tablete, smartphone-uri. Cumva noi ne gândim că ne pregătim copiii pentru viitor și de ce să nu facem asta? Întrebarea este nu neapărat ce, adică este important și ce le oferim, dar este import, mai important și când le oferim ceea ce le oferim. Montessori nu este împotriva tehnologiei. Considerăm însă că la o vârstă fragedă copiii au un principal nevoie să înțeleagă lumea reală și să se conecteze cu ea, să-și facă o impresie asupra ei și apoi, sigur, putem introduce și tehnologia. Copiii au nevoie de timp petrecut afară, copiii au nevoie de joacă. Uh, au nevoie de interacțiune unii cu alții, ori ecranul nu oferă nimic din toate acestea o, ecranele îi țin blocați în casă îi țin țintuiți pe scaune îi invită într-o lume virtuală uh, și orice oră petrecută în fața unui ecran reprezintă o oră în minus de stat afară, în natură de joacă liberă și de a interacționa unii cu ceilalți Aș vrea să ne uităm la un. să pregătim cumva un filmuleț. Este un filmuleț pe care eu. mă rog, e un montaj care cuprinde mai multe filmulețe făcute cu copiii mei, adică copiilor mei și verișorilor lor, acum patru ani, la casa părinților mei de la Câmpina pentru a avea așa un preview a ceea ce putem face de parte de ecrane în lumea offline. De... Ștef, vrei să te ajut să pui păstuțele? te ajut, Ștef? Tu, tu, tu! Una, una! Una? una? una. Da, să te ajut să pui păstuțele? Mm? Da! Hai, hai! Să facem mai repede, Ștef! Că e foame! Că mie -mi e foame. Șterf, mi-e -mi e foame! Ștef, mie mi-e foame! Hai să fac și eu? Da! Eu iau două! Uite, așa fac ștef, eu? Nu, nu. nu lasă să nu atingă o alată, sincer. A, A atins și s-a dat seama singur. A. Și după A. aia mi-a zis că A. e atent. Stef, cum ești când pui păstuțele acolo? Atent. Foarte bine. A. Tu două. Tu două? A. Nu, două. Tu două. Ai două? Două. În esență, despre asta este Montessori, despre multe, multe activități de viață practică, multe activități de zi cu zi în viața copilor, în gospodăria familiei. Cu cât le li se permite să facă lucrul acesta, de când sunt foarte mici, eu la clasă lucrez cu copii de un an și jumătate care îngrijesc mediul din interior, și o să vedem mai departe ce fel de activități facem cu ei. Cu cât li se permite um, să aibă responsabilități acasă și să participe la îngrijirea casei, um, capacitatea lor de a, uh, de a se descurca singuri și de a face singure aceste activități uh, va fi din ce în ce mai mare. Așa cum s-a putut observa, uneori e nevoie de foarte multă răbdare cu copiii mici mai ales, ei au o, nivea, o nevoie acută de ordine și de a-și respecta propriul lor ritm. După cum ați văzut, pastele acelea au fost gătite una câte una până seara. Sunt știința modernă de acum validează teoria Mariei Montessori de acum peste 100 de ani. Prin care uh, recunoaște cumva uh, valoarea și contribuția la dezvoltarea copiilor și a, la dezvoltarea concentrării și uh, la dezvoltarea laturii emoționale a copiilor, a acestor activități, implicarea copiilor în activități de zi cu zi. Și orientarea lor către activități monotone, cum le-am putea denumi noi acum, cum ar fi sortarea, împăturirea hainelor, pregătirea mesei, strângerea mesei, punerea și strângerea mesei, făcutul patului, spălarea unei mese, gătitul împreună, lustruirea oglinzii, lustruirea unui geam sau spălarea unui geam. Decojirea și tăierea unui castravete, decojirea și tăierea unui morcov, a unei banane, toate aceste lucruri oferă informații foarte valoroase copiilor în plan emoțional. Odată capătă foarte multă încredere în ei, că și ei pot face aceste lucruri și ei sunt capabili, eu pot, eu reușesc singur, sunt capabil. Și apoi, un alt mesaj pozitiv este acela că munca mea este valoroasă și este valorizată în această familie. Aportul meu este, este important. Un alt beneficiu ar fi că. Um, cum? Așa. Un alt beneficiu ar fi că activitățile de viață practică a oferă o bogată experiență senzorială iar noi în Montessori credem că copiii cu, vârste, cu vârsta cuprinsă de la 0 la 6 ani învață folosindu-și simțurile ei au nevoie să atingă, să miroasă să guste, să simtă și toate activitățile de viață practică oferă această bogată experiență senzorială prin gustul mâncării, mirosul, mirosul florilor, textura săpun a apei, apoi ajută la dezvoltarea motricității fine și grosiere este foarte să, să cari anumite lucruri în viață practică este foarte este foarte benefic pentru dezvoltarea motricității apoi se utilizează o gamă variată de unelte Uh, există un scop precis al activității, nu facem lucrurile doar de dragul de a le face, ci le facem având o finalitate, un scop precis, uh, inspiră ideea de ordine și o oferă o anumită secvențialitate logică în aceste activități uh, și Inspiră la repetiție, repetiția aduce la concentrare, colaborare, sunt oferite multiple oportunități de limbaj, de exemplu, atunci când spălăm un geam, folosim un pulverizator cu apă, o racletă, atunci când decojim tăiem un morcov, folosim feliatorul de morcovi. Toate acestea favorizează independența, faptul că ei pot și reușesc să facă singuri lucrurile acestea. Încrederea în sine și stima de sine, așa cum spuneam, au numai de câștigat. În felul acesta ei reușesc să învețe. Uh, pentru acasă, o să trec rapid prin uh, aceste prin acest guideline, cum să faceți acasă pentru a îi invita pe copii să facă aceste activități. În primul rând, este nevoie să pregătiți noastră dinainte setup-ul, astfel încât să nu-l pregătiți cu copilul atunci, să-i oferiți propriul său spațiu de lucru, să aveți fiecare activitate complet pregătită dinainte și ustensilele pe care le utilizați să fie adaptate dimensiunii copilului. Nu putem să-i dăm o greblă mare pe care el să nu o poată folosi pentru că nu o să poată să fie independent în acea activitate, să invităm copilul și să numim activitatea. Uite, acum o să mergem în bucătărie și o să-ți arăt cum să uh, storci portocala ca să-ți pregătești un suc de portocale. Să introducem fiecare activitate încet și simplu, să spargem activitatea în mai mulți pași, astfel încât să-l putem implica și pe el la fiecare pas, să nu se plictisească și să ne lase singuri. Și să-i arătăm ce să facă cu mișcări foarte lente pe care el să le poată urmări și pe care să le poată realiza și singur. Și la final sunt câteva activități pe care le puteți face. Îmi imaginez că slide-ul acesta o să ajungă și la părinți, sunt foarte multe lucruri care țin de la mătura, la spăla vasele împreună, a spăla masa, a găti împreună, este minunat să gătești împreună cu copilul, la și face patul, a-și face ordine în cameră, a mătura frunzele, a da zăpada, săptămâna trecută chiar asta era una din activitățile preferate ale băiețelului meu, a pune rufele în mașina de spălat, a sorta rufele după ce le-am scos din mașina de spălat, a le împături, a le pune în dulapuri, a uda plantele, a spăla frunzele. Sunt foarte, foarte multe lucruri. Natura cumva ne oferă toate aceste oportunități și este important, așa cum spuneam, să-i lăsăm pe copii să fie în contact cu natura, împreună cu natura și departe pe cât posibil de uh, ecrane. Mulțumesc!